Salutare, prieteni! Am terminat recent Serious Sam The First Encounter și vreau să mă opresc nițel ca să reflectez asupra experienței. Nu vă voi deranja prea mult cu tot felul de detalii. Să trecem la treabă! Deși la început ești întâmpinat cu această scenă urâtă și gri, mulțumim Bacovia, jocul îți va trata ochii destul de curând cu lucruri speciale. Ia uitați-vă la asta! Absolut superb! Așadar, Egiptul antic, una dintre perioadele mele preferate din istorie, și Serious Sam reușește să creeze un frumos vibe egiptean. Avem temple din calcar, cu picturi vii desenate pe toți pereții, morminte triste, cu scarabei pe ușă, desigur, văi străvechi pictate în culori roșii sângerii, mângâiate de apusul soarelui, goro roșu, stați așa, medii exotice luxuriante, Fata Morgana, adică oaza din deșert, ziduri și clădiri absolut uriașe, impunătoare și impresionante. Case egiptene, piramide, of course, și nave spațiale, pentru că știm cu toții cine a construit piramidele, nu-i așa? Poate vă închipuiți că Serious Sam devine plictisitor și repetitiv după un timp, întregul joc petrecându-se într-un singur loc. Dar nu, nivelele sunt suficient de variate încât nu veți începe să simțiți că v-a sătura de Egipt și nu vă veți simți într-un loop continuu. Bine, de loop-uri o să aveți parte și ăsta e un lucru care nu-mi place la acest joc, și anume că, după un timp, jocul devine repetitiv. Da, da, știu, așa este și ar trebui să fie jocul și nu am nimic împotrivă, dar tot nu-mi place și mă voi plânge în continuare de lucrul acesta. Uitați cum stă treaba, dacă joci jocul dintr-o dată, cap-coadă, obosești și poate te și plictisești, pentru că, în primul rând, jocul cere cam mult de la tine, mai ales în ultimele nivele, și în al doilea rând este același loop în care ești blocat într-un loc, inamicii apar în valuri, ucide inamicii, intră într-o altă zonă, valurile de inamici se mulțesc. Singura diferență este că la început te lupți cu 10 inamici deodată, apoi cu 100. Păi ce ai făcut, prietene? Dar dacă jucați jocul pe bucăți de timp mai mici, să spunem o oră la un moment dat, loop-urile vor fi inexistente și veți avea o oră plină de omorât clicuri, zdrobit tastaturi și adrenalină de îți crește tensiunea. Trebuie să apreciem varietatea inamicilor pe care acest joc o aduce în fața noastră și nu este doar o varietate de aspect, ceva de genul a, ăsta arată diferit. Nu, inamicii sunt extrem de diferiți în ceea ce privește tipurile de atac, raza de atac, viteza, abilitățile speciale și așa mai departe. Haideți să vedem câteva exemple. În primul rând avem cei 4 decapitați, care sunt decapitatul numărul 1, ce trage cu rachete magice, altul aluncă grenade, al treilea trage 5 rachete magice simultan. Iar ultimul îți explodează în față. Primii trei nu sunt așa speciali, dar al patrulea, kamikaze decapitat, este extrem de periculos. Îți va lua o mare bucată din viață dacă explodează în proximitate, este mult mai rapid decât tine, așa că pe ăsta chiar trebuie să-l omori înainte să ajungă prea aproape. Două pistoale sunt o modalitate foarte bună de a scăpa de obraznicii ăștia și e și mai bine dacă îi bubui când se află lângă alți inamici, deoarece le va da damage și olora. Scorpionii galbeni au chain gun. Da, prieteni, chain gun. Și de cele mai multe ori se sponează departe de tine, câteodată și pe clădiri. Baftă cu asta. Trebuie să stai departe de el, să scoți capul din când în când, să estimezi cam unde s-ar afla, după care tot ce trebuie să faci este să ieși din ascunzătoare, tragi repede 3 rachete, te întorci în ascunzătoare și aștepți să auzi strigătul pe care ăștia îl au când mor. Un alt adversar demn este Major Biomechanoid, un extraterestru cu picioare de găină și brațe lansatoare de rachete. Trebuie să stai departe de el, faci strafe, tragi 5 rachete sau 2 ghiulele spre el și pentru că este destul de lent, cam toate bidele sau rachetele îl vor lovi de cele mai multe ori. Dacă te apropii de el, ei bine, jokes on you. Avem giganții ăștia verzi care trag cu chifteluțe verzi ghidate care îți explodează în față. Tauri obezi care nu îți iau mult din viață, dar care te aruncă în aer. Mici golem de lavă care trag cu foc. Broaște care sar și explodează. Clear Skeletons au două atacuri, unul de la distanță și dacă se apropie de tine, vor sări și te vor lovi cu un atac melee pentru 20 de puncte de viață. O să doară. Deși cel mai bine este să-i ucizi de la distanță, ăștia sunt destul de rezistenți și pentru că nu vreau să irosesc muniția prețioasă a rocket launcherului sau a altor arme puternice, prefer să folosesc shotgun-ul și să-i nimicesc dintr-o lovitură bine plasată.
The Serious Sam Wiki spune că aceștia sunt unii dintre cei mai iconic inamici din serie. Nu. Și asta mă duce la următorul punct. Chiar îi urăsc pe Clear Skeleton. Sunt dubioși, sunt foarte nevoiași, sunt periculoși, au atât atacuri la distanță cât și melee și sunt foarte rezistenți. Tragi în ei, te plictisești. De asemenea, îi găsești absolut peste tot. De la început până la sfârșit, bunii noștri prieteni sunt mereu aici și mereu aproape de sufletele noastre, creaturi fără suflet. Acum, imaginați-vă că nu trebuie să vă luptați cu doi din ăștia, ci cu 100. Priviți la ce am eu aici, este absolut absurd. Dar este ok. În Serious Sam, totul este despre strafe jumping. Sar până nu mai poți, de a sări mai repede din mizeria asta că m-a luat durerea de cap. Și apoi avem broaștele, adică pe bune, Egiptul antic, avem nevoie de broaște, nu? Broaștele sunt extrem de enervante pentru că vin în valuri, sar peste tot și explodează în fața ta. Nu le urăsc atât de mult pentru că nu apar atât de des. Big plus! Acum, acest joc este un first person shooter, iar partea de shooter este simplă, rapidă și foarte satisfăcătoare. În primul rând, nu trebuie să reîncarci armele, niciodată. Ai 500 de gloanțe, nicio problemă, ți-a apăsat click stânga și te bucuri de carnajul. Personajul sprintează mereu și mișcările pe care le poți face se simt rapide și responsiv. Bine, ar trebui să fie așa, trebuie să faci o mulțime de dodge-uri, strafe-uri, practic în jocul ăsta alergi pentru viața ta, și la propriu și la figurat. Există destulă muniție în joc, stați fără grijă, puteți să trageți tot ce aveți, jocul continuă să-ți dea. Lupta împotriva inamicilor este bine calculată. Veți ști câte lovituri trebuie să tragi într-un inamic, creierul tău va ști instinctiv să tragă un anumit număr de proiectile din fiecare armă, în funcție de inamic. 2 lovituri de shotgun aici, 5 rachete acolo, 3 secunde cu miniganul și așa mai departe. După aceea avem sunetele inamicilor. Fiecare inamic are un sunet specific atunci când este spawnat și atacurile lor sunt telegrafiate. Dacă auziți, știți că este gașca fericită de kamikaze fără cap. Dacă auziți asta, știți că Clear Skeletons sunt puși pe rele. Din nou. Serious Sam The First Encounter este un joc apărut în 2001. Un joc care a avut un cost de, stați așa, $20. Exact, 20. Încep jocul în această parte destul de tristă și deprimantă a hărții, treci prin niște coridoare frumoase și luminate, un mormânt, și apoi deschizi o ușă la întâmplare care duce în această zonă. Și da, nu este un Bethesda reveal moment, dar zona este frumoasă și de bun gust, un amestec frumos de surse de lumină, lumina soarelui, o compoziție de culori frumoasă, cu această apă extrem de bine făcută pentru anul 2002, de un albastru frumos, care proiectează valuri pe pereți și coloane. Jocul folosește foarte mult și foarte bine culorile, iar unele scene au culori extrem de dominante, ceea ce le face să pară originale. Vă veți aminti unele zone doar atunci când vă gândiți la culoarea respectivă. Canioane galbene, canioane roșu deschis, verde luxuriant, dune portocalii, orașe gri, roșu de apus, albastru nopții. Apropo, aceasta este scena mea preferată din întregul joc. Arată pur și simplu uimitor și există o mulțime de lucruri care se îmbină extrem de bine. Cerul pe timp de noapte, care este superb, apa albastru transparent de dedesubt, cele două nebuloase, luna, și orașele îndepărtate cu obeliscuri uriașe. Cuplați acest lucru cu sunetul ambiental sublim și iată rețeta pentru un moment nostalgic de neuitat. Texturile, la rândul lor, sunt extrem de detaliate. Ca să fiu sincer, există puține jocuri din 2001 și mai devreme care au texturi atât de clare și de detaliate. Singurele lucruri care țipă 2001 în acest joc sunt skyboxurile și textura solului atunci când privim de la distanță, dar în rest, majoritatea texturilor chiar arată bine. Vorbind despre distanță, acest joc are distanțe de vizualizare absurde. Urcăm aceste dealuri și... da, absolut impresionant. Tot acest oraș imens este vizibil. Distrugi inamicii și apoi intri în oraș. Nu avem loading screen, nimic. Bravo Bethesda. Și apoi există zona de la sfârșit. Nebunie curată, din toate punctele de vedere. Vizual, auditiv și adrenalitiv. Pe lângă ceea ce am spus, mai punem și o grafică clean și avem într-adevăr un joc generațional, ce îl vom ține minte ani de zile de la lansare. Și uite că chiar îl ține minte. Grafica curată este într-adevăr un concept subestimat. Deși avem multe coridoare înguste, camere mici și canale împuțite, mai ales la început, avem și o mulțime de zone care sunt mari și deschise.
iar altele sunt cu adevărat vaste și cu adevărat deschise. S-ar putea să credeți că un joc stabilit în Egipt are niveluri repetitive, dar s-ar putea să vă înșelați. Să trecem prin câteva dintre variațiile pe care acest joc le pune pe masă. Coridoare unde putem folosi foarte mult shotgun-ul, niveluri cu nisip, camere mici unde cu siguranță nu vrem să utilizăm rachete, camere mari în care dușmanii apar din fiecare colț, canioane mari care sunt excelente pentru a alerga ca fraierul înspre și dinspre inamici, zone deschise exotice, zone deschise extrem de mari, orașe cu spații strâmte, orașe cu spații uriașe, arene în care veți fi bombardați cu inamici, întregul deșert egiptean. Și la final, monstru mare sub nava spațială care se află în vârful piramidei și în cele din urmă în interiorul navii spațiale care are un monstru mare în interiorul ei și se află pe vârful unei piramide. Despre asta vorbesc, prieteni, ăsta e gamingul. Sam cel serios are o mulțime de arme, îi lipsește doar o pușcă cu lunetă, dar asta e, nu le putem avea pe toate. Dar cum e cu armele? Sunt bune? Sunt ok? Unele dintre ele da, dar să le luăm pe rând și să vedem. Double pistols. Da, muniție infinită, precisă, foarte bune pentru eliminarea dușmanilor slabi. Shotgun-ul nu este nimic special, doar face mult damage, însă trebuie să fie aproape de țintă. Lansatorul de rachete, în schimb, este uimitor. Trage o mulțime de rachete, rachetele zboară repede și au și damage foarte bun. Thompson-ul este foarte bun împotriva inamicilor slabi, mai ales ăia care zboară. Avem și un Uger ce trage cu laser, care este extrem de util împotriva inamicilor îndepărtați, are damage foarte bun și o precizie foarte bună. Minigun-ul este întotdeauna satisfăcător de folosit și versatil pentru foarte multe situații. Și apoi avem specialitatea casei, un tun care trage cu ghiulele, proiectile care pot trece prin mai mulți inamici. De asemenea, dacă ținem apăsat click stânga, ghiulelele vor fi imbued cu foc pentru damage suplimentar și explozie la impact. Acțiunea din acest joc este rapidă și intensă, dar uneori lucrurile scapă de sub control, mai ales spre final. Ești blocat într-o arenă și va trebui să te confrunți cu valuri de inamici. Și când spun valuri, nu mă refer la 10 inamici. Nu, prietene, ecranul va fi umplut de țipete, explozii și proiectile. Este distractiv pentru o vreme, așa e, dar după 30 de minute am început să am dureri de cap, la propriu. Așa e făcut jocul. Nu mă plâng de asta, este o alegere deliberată a developerilor. Doar că uneori, mult devine puțin cam mult. Știți la ce mă refer? Acum, Serious Sam este un joc simplu. Ai o armă, o folosești pentru a împușca inamici, atât. Dar din când în când va trebui să rezolvi câteva puzzle-uri minore, să tragi niște mânere, să mergi sub apă sau să eviți niște capcane și chiar nu-mi place asta. Deci, de ce sunt deranjat cu aceste lucruri inutile? Poate pentru a mai scăpa de monotonie? Habar n-am. De exemplu, avem acest bolovan imens care este acolo pentru a veni peste mine și, înțeleg, este o referință mișto la Indiana Jones, dar de ce apare de două ori? De ce trebuie să înot cu peștii ăștia dubioși, încercând să evit o capcană dubioasă doar pentru a deschide o ușă? Nea, aș prefera să nu. Mulțumesc! Un alt lucru care începe să ți se pare evident după ce joci o vreme este că, în cele din urmă, strafe-ul cam este singura strategie. Atât timp cât faci strafe, rămâi safe. Mulțumesc! Din nou, nu este rău, dar devine rău pentru că devine plictisitor să faci aceleași lucruri mereu. Singurul lucru pe care îl puteți face în plus este să schimbați direcția și să începeți să săriți ca arși. Cam asta e tot. Dar, la fel ca celelalte probleme pe care le am cu acest joc, le veți observa numai dacă jucați perioade lungi de timp, fără a lua o pauză. Mai ia o pauză, prietene! Uitându-mă la bune și rele, este evident pentru oricine că îmi place cu adevărat acest joc.
este minunat, îl poți juca doar 10 minute și să fie fun și acesta este genul meu de joc. Este plin până la refuz cu acțiune rapidă, peisaje superbe, inamici puternici, niște boși colo și colo, scoate cea mai mare și bate de sună apanii. Cam asta a fost, vă mulțumesc tuturor și până data viitoare vă doresc o săptămână minunată și nostalgică.